Eu și tu. Noi ne uităm în ecranele laptopurilor sau a smartphone-urilor noastre și credem că restul umanității sunt la fel, la fel ca și noi. Cu toți știm despre telefoane, mașini electrice și nave spațiale. Știm că sunt o parte importantă a oricărei societăți. Dar nu e chiar așa. Eu și tu, noi, am uitat cât de mare și imens este Pământul. Pe el încă au rămas colțuri îndepărtate și complet neexplorate, iar oamenii sunt diverși. Și e evident că nu toți sunt la același nivel de progres. Există comunități străvechi care îl urăsc. Există oameni care nici nu știu despre el. Pe planeta noastră se găsesc mini-civilizații în locuri izolate. Ele nu contactează cu lumea exterioară de sute de ani. De ce? Fiindcă pur și simplu nu au nevoie de asta. De ce le-ar trebui în junglă, de exemplu, un aspirator? Multe dintre aceste triburi străvechi pot fi prietenoase, dar nu toate. Cine știe, poate pădurile încă sunt pline de canibali, iar insulele locuite de oameni cu gene și tradiții necunoscute. În episodul de astăzi vă vom dezvălui adevărul despre 15 triburi despre care mai mult decât sigur nu știți nimic. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Tribul Korowai. De fapt, este o confederație de triburi care poartă numele de Korowai. Aceștia sunt ultimii canibali de pe Terra. Trăiesc în pădurile tropicale din Indonezia și sunt la nivelul epocii de piatră. Sunt complet izolați de tehnologiile moderne, medicamente și medici. Durata medie a vieților este de 50 de ani. La momentul dat, aceste triburi numără aproximativ 3000 de oameni. Da, sunt fix așa cum puteți să vă imaginați un trib canibal dintr-o carte artistică. Umblă aproape complet dezbrăcat și vânează doar cu arcuri și săgeți. Practic, trăiesc numai din vânat și cules. Totodată, un aspect deosebit la populațiile Korowai îl prezintă amplasarea locuințelor. Mai precis, aceștia trăiesc în copaci la propriu. Casele din lemn sunt amplasate aproape în vârful arborilor înalți, tocmai pentru a nu fi atacați de rivali. Și asta fiindcă populațiile din Papua, deși primitive, sunt foarte războinice. Clanurile și triburile luptă între ele pentru resurse și supremație. În casele din copac trăiește o familie formată dintr-un bărbat și mai multe femei, în funcție de rangul fiecăruia în cadrul comunității. Credința lor este arhaică. Ei consideră că moartea e cauzată de un demon rău numit Kakua, care ia forma umană a celor dragi pentru a menți și ucide victimele sale. Iată de ce în tradițiile lor se practică sacrificarea celor care se presupune că sunt posedați de Kakua. Carnea celor nefericiți este mâncată de întreg tribul. Această populație a fost descoperită abia în anii 1970. Cu alte cuvinte, s-a aflat de existența lor abia acum jumătate de secol. Nu se știu nici chiar acum foarte multe despre Korowai, doar câteva expediții științifice fiind acceptate în contact cu aceștia. Când au văzut prima dată oameni albi, aceștia desigur că au considerat că sunt niște fantome. Nu e clar cum așa trib preistoric încă există în era internetului, neatins de trecerea timpului. Și având mare noroc că ghidul care a adus fantomele albe nu a fost mâncat, noi putem acum să ne uităm la aceste imagini. Tribul Asmat trăiește într-un mediu aspru pe coasta de sud a regiunii Papua de Vest. Aproape 65.000 de oameni împrăștiați a câte 2.000 prin diferite așezări. Sunt cunoscuți ca vânători de capete și canibali, care mâncau carne și creiere de om, iar craniul îl foloseau pentru ceremoniile lor. De asemenea, oasele le foloseau ca suveniruri, lingurițe și vasă pentru mâncare. E înfricoșător, nu? Priviți în continuare! Acest trib consideră că a provenit de la pădure, de aia pădurea este venerată ca fiind sfântă. Printre obiectele lor culturale au fost găsite statui și sculpturi din lemn, făcute cu mare pricepere. Unele dintre aceste relicfe se păstrează în muzeile din întreaga lume. Iată poftim, canibali! Se dovedește că nu doar dințile sunt ascuțiți, dar și simțul frumosului. Dar există încă o chestie ciudată. Practica lor canibalistică era selectivă. Ei vânau nume. Astfel adunau nume. Mâncând pe cineva, ei considerau că iau puterea împreună cu sufletul lui. Dacă îți mănânci aproapele, devii el. Un fel de transmigrare dintr-un corp în altul. Adică canibalii nu aveau nici măcar propriile nume și le însușeau pe cele a victimelor. Regulile jocului erau simple. Trebuie să știi numele prăzii și poți să ți-l însușești doar după ce-i mănânci din carne. Vânătoarea era în sine atacul asupra satelor inamice sau asupra vizitatorilor care nu bănuiau nimic. Carl Hoffman a publicat o carte cu titlul Roada sălbatică, unde acuză tribul în uciderea și consumarea lui Michael Rockefeller, etnograf și antropolog american.
Da, da, fiul bancherului Nelson Rockefeller. Michael s-a pierdut fără urmă după ce a plecat într-o expediție în Noua Guinee, în anul 1961. Și e poveste de Hollywood cu un final trist. Deci unele colțuri ale pământului este mai bine să le studiem de la distanță. E ceea ce facem chiar acum. Pe o insulă îndepărtată în Papua Noua Guinee trăiește un trib misterios, cunoscut sub numele de Clanul Scheletelor. Ciudățenia lor e în genele pe care le au. ADN-ul acestui trib conține o trăsătură a unei specii umane necunoscute. Tribul chiar și arată diferit. Ei își desenează pe corpuri schelete de parcă oasele le ies din corp, iar ochii lor sunt roșii. La așa aspect nu poți ajunge nici cu machiaj, iar lentilele de contact, după cum înțelegeți și singuri, acolo nu există. Tribul se deosebește de alte popoare indigene prin agresivitate. Ei mereu atacau și ucideau membrii altor triburi. Oamenii de știință au reușit să obțină mostrele ADN-ului lor aflând că au o genă necunoscută. Apare întrebarea, sau triburile în calea lor de evoluție s-au împărțit în diferite tipuri de oameni ca rasele de animale sau au fost trimiși aici de undeva de departe? Înseamnă că nu am descoperit încă tot ce ascunde planeta noastră. Poate că și King Kong rătăcește undeva prin pădurile dese. În zonele de munte din Papua Noua Guinee există o așezare la 2000 de metri deasupra nivelului mării. Acolo trăiește tribul Kimbu, faimos pentru aspectul și dansurile lor ciudate. Au găsit și o modalitate unică de a lupta cu amenințările externe. Cu ajutorul dansurilor scheletelor poți speria și inamicul, dar și să faci un ban de la turiști. Oamenii din acest trib își acoperă corpul cu vopsea, arătând ca niște schelete, și dansează cam așa. Mișcările lor nu sunt improvizate, ele provin din trecutul lor îndepărtat. Lumea Kimbu este de asemenea diversă, locuințele lor au o formă ovală sau dreptunghiulară, cu podea de pământ și acoperiș jos. Bărbații trăiesc împreună, iar femeile, copiii și porcii în locuințe aparte. Așa aranjarea vieții le permit să ofere așezării o protecție mai eficientă în caz de atacuri, fiindcă pământurile din zonă sunt în mod contact subiectul disputei între vecini. Apropo, alte triburi consideră că Kimbu sunt posedați de diavol și nu vor să contacteze cu ei, deși în sinea lor nu sunt oameni agresivi. Ei pur și simplu au găsit o modalitate mai creativă de a se adapta la realitatea crudă. Pe aceleași pământuri, în Papua Noua Guinee, locuiește un trib pe nume Asaro, numit și Oamenii Nordului. Acest trib trăiește în zona muntoasă din Papua Noua Guinee și este complet izolat de restul lumii de mii de ani. Oamenii noroiului sunt cunoscuți pentru că poartă măști de noroi înspăimântătoare, care au rolul de a speria inamicul. Nimeni nu știe cum au ajuns să le poartă. O legendă spune că a fost ceva accidental. Cu mult timp în urmă, acest trib a fost nevoit să fugă pe râul Asaro, care are maluri foarte noroioase. Când au încercat să scape de inamici, oamenii s-au acoperit de noroi, care i-a făcut să arate ca niște fantome. Astfel, inamicii s-au speriat, așa că oamenii tribului s-au hotărât să facă măști pentru a se proteja de situații similare în viitor. Doar imaginați-vă că așa grup se furișează în spatele vostru în mijlocul junglei. E îndeajuns ca să începeți să vă bâlbâiți de frică. Însă, de fapt, oamenii noroiului sunt unul dintre cele mai prietenoase triburi. Sunt foarte faimoși datorită simțului lor artistic, iar trupa Pink Floyd are o piesă cu titlul de Mood Man. Asaro deseori sunt invitați să se filmeze în filme, talk show-uri și filme documentare. Această comunitate se află în partea centrală din Papua Noua Guinee. Acolo, în general, e plin de multe triburi unicale, care nu și-au pierdut identitatea până ziua de azi și care nu au de gând să pășească în secolul 21. Yaifo. Prima lor întâlnire cu cineva din afară s-a întâmplat în anul 1998, când a devenit faimos exploratorul Benedict Allen. Bărbatul din Marea Britanie filma un documentar despre tribul care evită civilizația și nu folosește mijloace de navigare moderne sau telefoane. Odată ce a ajuns să facă cunoștință cu tribul, nu putea să plece așa ușor, fiindcă a fost primit ca un oaspete. Trebuia să onoreze ritualurile și să participe la dansuri și ceremonii. Benedict Allen i-a făcut pe mulți să fie îngrijorați. Pur și simplu a dispărut. În acea zonă nu puteai să ajungi cu automobilul.
iar pentru a salva pe cineva cu elicopterul, trebuia să știe unde se află. Zona e plină de crocodili, înconjurată de jungla deasă. Și chiar și așa, oamenii de acolo reușesc să prindă pește, să crească culturi comestibile și chiar să producă medicamente. Străinul, un pic mai târziu, s-a declarat viu și nevătămat, declarând că a petrecut printre Yaifo câteva săptămâni, învățând de la ei înțelepciunile vieții naturale adevărate. Probabil că i-a trecut pofta de civilizație, de Anglia, cu cețile și ploile ei. Nu e clar cum au comunicat, fiindcă ambele părți nu cunoșteau limba celelalte. Se consideră că bărbații au puterea crocodilului și că pot rezista fără teamă o luptă cu acest animal feroce. De asemenea, pot urca rapid pe tulpinile copacilor înalți, fără echipamente speciale, așa că și în viața reală există supereroi adevărați. Tribul Mursi. Mursii trăiesc în sudul Etiopiei pe valea râului Omo, în mijlocul parcului național Mago, la peste o oră de mers cu mașina din Jinca. Se consideră a fi cel mai periculos și agresiv trib din Africa. Haideți să ne uităm cum trăiesc. Femeile din acest trib au întrecut-o și pe Lady Gaga la Capitolul Șoc. Nimeni nu știe cu exactitate care e semnificația farfuriei pe care o poartă femeile în buza de jos. Cea care atrage de fapt atâția vizitatori mai mult sau mai puțin doriți, farfurie care a devenit semn distinctiv al tribului. Semnificația simbolică s-a pierdut în timp, probabil mult înainte ca mursii să devină atât de cunoscuți prin prisma ghidurilor turistice și a suvenirurilor. Se pare că e un mod tradițional de a-ți decora corpul, la fel ca tatuajele cu fierul încins, pe care le au pe piele. Farfuria reprezintă trecerea de la fată la femeie, capacitatea de reproducere, fiind pusă undeva pe la 14-15 ani. De asemenea, ține și de statut. Cu cât mai mare farfuria, cu atât mai bine. Există și o altă teorie, National Geographic 1938, care spune că femeile au început să își pună farfurii în buză pentru a evita să fie luate de vânzătorii de sclavi. Nu arată prea bine când le dau jos, într-adevăr. E un contrast uriaș între felul în care arată și trăiesc. În colibe de pământ și paie și afluxul de turiști cu aparate foto care vin, apasă pe declanșator și se urcă înapoi în jeepuri. Eventual, ori pe las de sălbăticii a tribului. E o agresiune subtilă de ambele părți. Mursii sunt foarte insistenți în a-ți cere să le faci poze și a-ți lua banii. Turiștii sunt insistenți în a se băga în sufletul lor și a-i fotografia, iar câștigurile lor sunt artificiale. Cum spuneam, lucrul ăsta nu rămâne fără consecință. Spre deosebire de alte triburi care s-au integrat în comunitate, copiii merg la școală, adulții muncesc, construiesc așezări mai puțin primitive și așa mai departe, dar și-au păstrat totuși o parte din obiceiurile tradiționale și din semnele distinctive, tatuaje, haine, ornamente. Mursii nu prea mai vor să facă altceva, devin și mai agresivi sau orgolioși decât erau. Multe triburi indigene până acum practică tot felul de ritualuri ciudate și dureroase. Unul dintre acestea e tribul Suri, din sud-estul Etiopiei. Este unul dintre cele mai temute triburi indigene din lume. Tribul Suri e format de oameni conștiincioși și mândri, care țin la cultura lor. Se ocupă cu creșterea animalelor, au cirezi mari de vite. Fiecare membru are trupul însemnat. Acest lucru se face cu ajutorul unor spini cu vârf mare sau cu lame de ras. Fiecare din ei are semne distinctive pe corp. Femeile și copiii au bijuterii în buze și flori pe cap. Bijuteriile sunt făcute din lemn sau pământ. Experții susțin că moda lor e o formă de violență controlată. Așa, tinerii din tribul Suri învață să fie obișnuiți cu durerea și sângele. Farfuriile pe care le poartă femeile sunt asemănătoare cu cele ale tribului Mursi. Fiecare femeie trebuie să treacă prin acest proces dureros. Băieții trebuie să crească măcar un vițel în copilărie. Numele lui le este atribuit. Apoi urmează etapa responsabilității. Trebuie să suporte o bătălie brutală cu bâtele ca să demonstreze pregătirea de a se căsători. Până la căsătorie, bărbatul trebuie să aibă un număr minim de vite pe care îi le dă familiile soției sale. Apoi bărbații trec prin ritualul de sacrificare, își lasă cicatrici pe piele ce simbolizează câți dușmani au ucis. Vitele sunt foarte importante pentru acest trib. Ele nu sunt tăiate pentru carne, ci crescute anume pentru lapte. Dar odată în lună, lasă viței să sângereze, ca pur și simplu să le bea sângele. Plâng moartea animalelor domestice și pot să lupte până la moarte protejându-le de inamici. Tribul
Tribul Yanomami este format din aproximativ 38.000 de oameni și este considerat unul dintre cele mai mari din America de Sud, cu peste 9,6 milioane de hectare de pământ lângă granița cu Venezuela. Au fost izolați de restul lumii timp de 15.000 de ani, de atunci de când au emigrat din Asia. Primul contact cu alți oameni a avut loc în anul 1940, când locuitorii Braziliei au început să dea buzna pe teritoriile lor și să le acapareze. De atunci, tribul parcă a fost blestemat. A urmat un lanț întreg de nenorociri. Primul contact a infectat o mulțime de oameni, fiindcă nu aveau imunitate la infecțiile din exterior. Mulți au murit, apoi au urmat încă mai multe decesuri. Teritoriul lor a fost invadat de mineri cu arme, ceea ce a provocat o serie de conflicte. Timp de 7 ani, tribul a pierdut aproximativ 20% din populație. Nu sunt niște oameni agresivi și trăiesc exclusiv conform propriilor reguli. Comportamentul de bază al bărbaților este responsabilitatea pentru vânătoare, pe când femeile se ocupă de agricultură și casă. Colibele lor gigantice pot găzdui până la 400 de oameni și muncesc de asemenea în grupuri mari. Au un soi de ierarhie, dar nu au căpetenie. Deciziile sunt luate prin vot și cum decide majoritatea, așa va fi. Mai pe scurt, democrație ideală. Acești oameni cu părere de rău sunt alungați de pe pământurile lor. Deși în anul 1992 autoritățile locale au limitat activitățile miniere în regiune în care locuiește tribul Yanomami, acest lucru nu-i ajută. În fiecare an, membrii tribului mor din cauza diferitor conflicte, care se soldează cu împușcături. Boala la fel le scurtează rândurile, toate fiindcă lăcomia cuiva nu știe limite. E important să nu uităm că și viețile lor sunt prețioase, ca toate viețile de pe pământ. Grupul Waorane nu este un singur trib, ci 4 la număr. Tagayeri, Taromenane, Huinatare și Onamenane. Locuiesc în Ecuador și evită comunicarea cu lumea exterioară, continuând să ducă un mod de viață preistoric în păduri. Cândva ocupau cea mai mare parte a regiunii, iar acum au rămas în jur de 2000 de oameni și până acum se ascund în pădure. Sunt ultimii reprezentanți ai indienilor indigeni din America de Sud. Prima oară au fost descoperiți în anul 1958 de către un grup de misionari care din anumite motive voiau să-i convertească în creștinism, gândindu-se că le asigură resurse și șansa să facă cunoștință cu civilizația. Însă asta a adus doar nenorociri în rândul membrilor tribului, multe boli și multe decese. Cineva a fost ucis, iar altcineva a murit din cauza infecțiilor. Triburile Waoranei sunt nomazi, vânători și culegători, care beneficiază din tot ce le oferă natura, de la piele de animale la plante medicinale. Caracterul lor este destul de brutal. După statistici, dețin recordul la ucideri printre toate triburile cunoscute. Deseori, grupurile se luptă pentru teritorii, hrană și resurse, dar deseori devin victimele defrișărilor și a modernizării, precum construcția minelor de petrol, așezărilor urbane și transformarea terenurilor în proprietate privată. Asta i-a alungat mai adânc în junglă. Acum sunt doar 2000 la număr și nu sunt la fel de cruzi ca și strămoșii lor. Pur și simplu încearcă să supraviețuiască din răsputări în contrast cu dezvoltarea rapidă din jurul lor. Dacă triburile își vor pierde teritoriile, vor rămâne neprotejați și vor dispărea. Asta e foarte trist. Dacă adevăratele popoare indigene de indieni vor dispărea și vor rămâne doar ca o amintire în filme și cărți. Nu este mereu clar cum să stabilești contactul cu tribul care s-a aflat în izolare timp de secole la rând. Noi pentru ei suntem ca niște extraterestre de pe altă planetă. Uneori totul merge prost, iar alteori lucrurile merg mai bine decât poți să te aștepți. Un trib mic de vreo 200 de oameni locuiesc în desișurile Braziliei, nu departe de Peru. Tribul Corubo a fost pentru prima oară descoperit în anul 1996. De atunci au fost întreprinse câteva încercări de a lua legătură cu ei. Doar în 2019, Corubo au căzut de acord să interacționeze cu agenția locală care se ocupa anume de contactul cu popoarele indigene. Organizația a lucrat pentru bunăstarea lor. Ca rezultat, 36 de oameni din trib au fost vaccinați, ceea ce le-a asigurat imunitate pentru multe boli moderne, așa că misiunea a fost una de succes. Corubo este un clan care folosește acele tuburi cu săgeți otrăvitoare. Mulți îi acuză în canibalism, deși în ultimul conflict cu un trib au fost în poziție de victimă. După ce au ucis doi atacatori, aceștia au răspuns cu puști și au omorât 10 membri ai tribului Corubo. Doar autoritățile locale care au intervenit au oprit bătălia însângerată. Probabil din cauza lipsei de dorință de a comunica cu societatea, alte triburi precum Corubo se îndepărtează tot mai adânc în pădurea deasă.
Tribul Masciopiro, într-un mod incredibil, au rămas în viață și continuă să trăiască în mod izolat, de secole întregi, în junglele Parcului Național Manu din Peru. Asta preocupă tot mai mult autoritățile locale. Tribul care înainte nu a contactat cu nimeni, acum începe să comunice cu satele vecine și rezultatele pot fi chiar imprevizibile. Uneori sunt pașnici și au nevoie de obiecte metalice, cuțite, tigăi, dar apoi, fără motiv, devin foarte ostili. Cu câțiva ani în urmă, au ucis un pescar de 21 de ani cu o săgeată. Guvernul dezbate ideea dacă acești oameni sunt interesați de contactul cu lumea exterioară sau întâlnirile întâmplătoare nu aduc nimic bun. Mai întâi pentru tribul în sine, deoarece nu au imunitate de la infecții străine, căci orice virus în acest caz e letal. Orice turist căruia îi este interesant să viziteze și să fotografieze tribul vine cu cadouri, dar nu există nicio garanție că acești oameni nu se vor comporta agresiv, din motive pe care doar ei le înțeleg. Însă e foarte greu să le înțelegi gândurile și emoțiile. Așadar, procesul de comunicare nu poate fi numit stabil. E nevoie de grijă ca să nu se întâmple o altă catastrofă națională. Acest trib este un exemplu perfect de armonie maximă cu natura. E cel mai secretos grup de pe pământ. Ascuns adânc în Brazilia, în junglele foarte dese, se află sub amenințarea dispariției, din cauza braconierilor care taie pădurile. Cândva, indienii Ava dețineau drepturi legale asupra acestor terenuri, dar asta nu înseamnă nimic pentru bandiții moderni. Ava, în general, e un popor prietenos. Poartă sulițe lucrate manual pentru autoapărare. Corpul lor se deosebește de altor triburi. Sunt vizibil mai mici. Poate că e rezultatul traiului în pădurile tropicale, unde chiar și plantele și animalele sunt mai mici. De asemenea, acest popor are niște tradiții de căsătorie ciudate, fiindcă au mai multe femei decât bărbați. Sexul frumos are voie să aibă mai mult de un soț, iar nașterea copilului se consideră un efort comun. La educație participă toți bărbații care teoretic putea fi părinte. Unde s-a mai văzut una ca asta? Ca copilul să aibă mai mulți tați. Dar nici asta nu-i tot. Fiindcă sunt sub amenințarea dispariției, este permisă consangvinizarea. În cadrul tribului Ava nu e o raritate atunci când bunicul poate să se căsătorească cu propria nepoțică. Și deși sună groaznic, alte variante nu au. Acum ei vor doar să fie lăsați în pace, nu interesează lumea exterioară și banii. Ei vor doar să fie acolo unde le este locul. Pur și simplu, vor să fie. N-ați vrea și voi același lucru? Să trăiți acolo de unde aparțineți și nimeni să nu vă deranjeze. Acum ne vom muta în Asia, în munții Filipinelor. Acolo se află un trib care e pe cale de dispariție, poporul Batak. Sunt doar 450 de oameni ai celui mai mic trib din țară. Se presupune că s-au stabilit pe coastă acum 50.000 de ani în urmă, însă odată ce oamenii au început să pună stăpânirea asupra pământurilor, le-au rămas doar două variante. Ori să lupte, ori să fugă. Și fiindcă iubesc pacea, au ales a doua variantă și au început să se stabilească în munți. Filozofia lor este să trăiască în pace și să evite războiul. Ei consideră că toate obiectele de natură, insectele, plantele, animalele, păsările, chiar și cele neînsuflețite, pietrele, sunt vii și conțin spirite. Trăiesc din ceea ce adună de natură, iar câteva soții înseamnă puterea bărbatului. Cu cât mai mulți copii are, cu atât e mai puternic. După cunoștința cu creștinismul, au trecut la monogamie, iar asta a adus la scăderea rapidă a numărului membrilor tribului. Au fost nevoiți să recurgă la căsătoria în afara tribului, pentru a supraviețui cu 50 de familii rămase. Insula Santinelei de Nord este una dintre insulele Andaman din Golful Bengal. Aceasta se află la vest de partea sudică a insulei Andaman de Sud. Un grup de indigeni locuiește pe insula Santinelei de Nord. Numărul lor este estimat între 50 și 400 de indivizi. Locuitorii insulei refuză orice contact cu alți oameni și sunt printre ultimii oameni care au rămas neinfluențați de civilizația modernă. Populația este supusă riscurilor unor potențiale boli infecțioase la care nu au imunitatea, respectiv și a violenței din partea intrușilor. Guvernul indian a declarat întreaga insulă, care are dimensiunile Manhattanului, precum și întinderele de apă din jurul acesteia pe o rază de circa 9 km, drept zonă de excludere. Pe 2 august 1981, nava Primrose a naufragiat pe reciful insulei Santinelei de Nord. După câteva zile, echipajul navei blocate a observat niște oameni mici negri cu sulițe și săgeți care construiau plută pe plajă.
Capitanul navei Primrose a cerut prin radio să se aducă arme de foc pentru echipaj, ca să se poată apăra, dar nu le-au primit din cauza unei furtuni care a blocat toate navele care se îndreptau spre ei. După o săptămână, echipajul a fost salvat de un elicopter trimis de Comisia Indiană pentru Petrol și Gaze Naturale. Primul contact pașnic cu băștinașii insulei Santinele de Nord a fost făcut de către Trilokinav Pandit, directorul Centrului de Cercetări Antropologice din India, și colegii săi, pe 4 ianuarie 1991. Vizitele indienilor pe insulă au încetat în anul 1997. Băștinașii au supraviețuit cutremurului din Oceanul Indian din 2004, inclusiv tsunamiului ce a urmat după acesta. La 3 zile după eveniment, un elicopter al guvernului indian i-a observat pe câțiva dintre locuitori care au început să arunce cu săgeți și pietre spre aeronavă. Chiar dacă tsunamiul a afectat zonele de pescuit ale băștinașilor, se pare că aceștia s-au adaptat. Pe 26 ianuarie 2006, 2 pescari au fost uciși de băștinași, când bărcile acestora s-au apropiat prea mult de insula. Acest trip nu are nevoie de bani, carduri plastice, smartphone-uri, publicitate targetată, dar viața într-o comunitate închisă este un ecosistem foarte fragil. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați risca să vizitați aceste triburi? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!